Și ce am avea? Din câte înțeleg eu, semnul ăsta de circulație e interzisă staționarea și până la și după, nu? Okay. Nu încălcați regulile de circulație? Avem treaba aici. De ce nu porniți girofar? Pentru că încălcați regulile, să arătați că sunteți în misiune. Altfel creați situații de accident. Nu? Situații de accident? Pentru că staționați în loc interzis. Iese omul de la intersecție, de la zebră și vă lovește. Încălcați legea. Dacă legea e obligatorie pentru noi, de ce nu e obligatorie pentru dumneavoastră? Ce fel de exemplu dați altor șoferi? Așa poate să zic orice șofer. Păi n-am încurcat nimănui. Dar l-am amendat noi, așa? În intersecție interzisă staționarea, de exemplu. Probabil de asta au pus semnul ăsta. O să transmit șefilor dumneavoastră din poliția rutieră, din Ministerul de Interne și poate vă amendează. Ca să vă fie de lecție. Sau porniți girofarul și atunci ați scăpat.